Moldova, Transilvania și în capitală au fost în vigoare mai multe coduri galbene de ceață. Izolat, vizibilitatea a fost căzută chiar și sub 50 de metri. Traficul va fi în continuare afectat de ceața densă însoțită de burniță și ploi. Vineri, la Galați și Brăila s-au înregistrat temperaturi ridicate pentru această lună anului, maximele atingând 10 grade Celsius. Însă sfârșitul de săptămână aduce ninsori, care vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala în aproape toată regiunea Moldova.